prieteni, mă uităm pe mesajele de pe Facebook în pauza publicitară și mai sunt câțiva dintre voi, care, cei care vă uitați pe online, care faceți confuzii masive, ori vă uitați la alte posturi, ori nu v-ați lămurit până acum cam care sunt perspectivele mele asupra acestei perioade. Faptul că există publicitate la un post de televiziune nu înseamnă, de exemplu, că Mădălin Ionescu o deține sau o difuzează. Sau aici sunt niște lucruri care, în principiu, sunt mult mai ample, mai nuanțate și sunt țin de alt registru. Dar trebuie să vă uitați la ce spun eu, la ce spun invitații. Dacă agreați bine, dacă nu, nu. Însă să spui că Mădălin Ionescu e numai pe bani pentru că, iată, publicitate, nu știu ce reclame la vaccinare au fost, mi se pare... Las că e bine că se uită lumea la noi. Pueril, așa, ține de grădiniță, cumva. Hai să depășim faza asta, fiți atenți la ce se discută aici. Eu sunt un jurnalist, îmi spun punctul de vedere, invitații mei de asemenea. Sunt chestii pe care vi le voi explica altă dată, cei cu marketingul, cu economia, cu un anumit circuit al banilor. Însă important este că în puține emisiuni din România puteți remarca libertatea de discuție de aici, din studio. Și, în general, multe dintre lucrurile pe care le-am făcut în această perioadă sunt dincolo de orice, să zicem, imaginație, așa cum remarcau mulți dintre invitații mei în raport cu ce se întâmplă pe piață. Acum, începem scandalul Bill Gates, să-l disecăm un pic. E în divorț, ok. Aici probabil sunt niște rațiuni, sunt rațiuni multiple. O chestie foarte stranie. El și cu soția lui dețin, practic, cea mai mare fundație privată din lume. Fundația care este principalul sponsor privat al Organizației Mondiale Sănătății. În afară de China. Da. În afară de Statele Unite și China, da. Bine, etiopianul care conduce Organizația Mondială Sănătății, foarte interesant, și care a fost un ministru comunist. A fost ministru la un moment dat. Știu. Provine dintr-o țară care e unul dintre parteneri, dintre marii beneficiari ai ajutoarelor, stipendiilor chinezești. Etiopia a primit foarte mult. Zice la mintea, la pinte, nu găini, sau chinezi. La piciorul... Ei bine, Gates dintr-o dată divorțează în plină pandemie. Foarte stranic, e ciudat. Și în prima fază este acuzat, iată-o pe chinezoaică, sexy chinezoaică, după principiul sexy brăilanca. Nu prea ea, nu făcea în categoria asta. Da? Așa. Seamănă cu chinezoaica lui Patriciu. Americanii mari amatori de bârfe și așa mai departe s-au dus pe zona sexuală. Este foarte interesant. Tipa e mai tânără cu 30 de ani decât el. Este foarte pregătită. Extrem sexual? De pregătită. Pregătită sexual? Nu intru în detalii. E cetățean chinez? Este, s-a născut în Guangzhou. Oh. S-a născut în Guangzhou, că asta este. Nu e chinezoaică din America. Da? În Guangzhou. Are 36 de ani. Ce grad are? Ce grad? Asta ne aduce aminte de tinerețea noastră. Cunoaște șase limbi străine. Șase limbi străine. Păi da, normal. Ai văzut bacaloreatul chinezesc? Fiți atenți aici. Chineză, normal. Franceză, germană, japoneză, coreană, rusă și spaniolă. Dar țigănește nu știe. Da. O să-mi vezi tu dacă... Așa. A fost traducător pentru Institutul Monterey de Studii Internaționale. A intrat în Fundația Gates de ceva timp. Are școala de management Yale și Harvard Business School. Oamenii o numesc super fata pentru că știe foarte multe lucruri. Poate pilota un avion. Știe să tragă cu... Dar este cetățean chinez. Este cetățean chinez. Care s-a mutat în Statele Unite foarte mult timp. Eu vreau să... Stai un pic. Gates, că e foarte interesant. Gates a plecat cu ea în China de mai multe ori fără soție, da, în această perioadă prepandemică. Așa. Și de aici ideea borcanului cu miere, cum sunt numite femeile spion. Angrenat de serviciile chineze. Nu e limpede, ce să mai comentăm? Politica chinezilor este așa și bravo lor. Bărbații vin singuri. Nu, da, vin cu soțiile, da, când se trimite. Și au 5 ani, 4 ani, 7 ani. Da? Femeile trebuie să fie nemăritate când pleacă în misiune. Da. Deci nu trimit femei măritate. Normal. Și au și alea un termen limită. Dacă asta o fie așa de deșteaptă, îți dai seama că aveau un termen mai mare. Iar bărbații vin singuri. Car copiii sunt acasă cu soția și dacă nu cântă cum trebuie... Da, corect. Ții minte ce au făcut la șeful Interpolului, nu? Parcă șeful Interpol l-au ridicat. Ai mai auzit ceva de el? Nu. Nu. Dom'le, așa e ordine și disciplină, că dacă n-ar fi, deci nu s-ar povesti. Deci chinezii în acest moment, practic,
apropo de ce discutam înainte de emisiune, că așa se legase discuția, interesant, ceea ce făceau ungurii cumva în secolul XIX, finalul secolului XIX. Da, ții minte că au trimis-o pe una de s-a căsătorit cu ducele de Marlborough. Da, să se căsătorească cu potentația ai lumii. Da, nu, dar cine? Parcă nu e în America. În America i-a căsătorit în perioada aia interbelică. A fost... Uite-te la asta, da? Deci e atât de ușor. Ăla săracul se vede pe el că... Nu, că a fost hărțuitor sexual. Cine mă găsta? L-au acuzat ale lui. Poate pe băieți. Deci să știi așa... Așa cum îl vezi, cu cât îi vezi așa, studios așa, ăștia sunt cei mai... Am întâlnit mulți. Cei mai dornici. Când arăți ca el, da? Da. Obsedați. Da, sunt obsedați de femei, că probabil că n-a fost foarte curtat de femei la cum arată. Ca și Zuckerberg. Ca și Zuckerberg. Bine, ăla e urât cu crăci. Dar ăștia, cum zicea Iorga, una e să vrei, alta e să poți. Deci în condițiile astea. Nu, dar în iliardele lui poate. Da, nu, problema este că, deci dacă spuneți de chestia asta, înseamnă clar că e fata... Deci născută în China... Ea a negat aventura cu Bill Gates, evident, că nu putea să spună că a avut... Și Mrs. Simpson a negat aventura până ar cam bigată la... Că cu ea s-a deplasat de mai multe ori în China în perioada pre-pandemică. Așa, mă. Sunt foarte multe lucruri, foarte multe ciudățenii în această poveste. Foarte mulți sunt legați între ei de tot felul internet. Nu o să poți să demonstrezi niciodată. Fauci, care acum este într-un scandal uriaș în Statele Unite după ce i-au fost publicate mail-urile în publicațiile de stânga, da, care l-au sprijinit enorm, de la Wall Street Journal. A trebuit să apeleze la instanță ca să le... Ce a fost mai grav din toate mail-urile lui a fost faptul că în fața Congresului el, de exemplu, a negat că ar fi știut vreo clipă de proveniența artificială a virusului, proveniența din Wuhan. Dar știi de ce? În corespondențele lui, evident că știe și că cumva a încercat să mușamalizeze această... Eu cred că e cu șustă. Nu, evident, nu, dar el conduce o fundație prin care a finanțat laboratorul EcoHealth. E de paralel. Deci, Gates, ca să facem așa, un fel de caracatiță. Gates, se duce chinezoaica în China în perioada pre-pandemică. Chinezoaica are 5G sau are punctul G? Adică unde e mai puternic? Nu, nu. Pare mai copil așa. Dar ți-am explicat înainte de misiune cum ce tehnicile alea nici nu trebuie să ajungi la finalizare. Gates are o chinezoaică în fundație cu care are niște deplasări în China foarte interesante. Fauci finanțează experimente în laboratorul din Wuhan. Nu, au mutat. Atenție, Mădălină. Da. Știu povestea că au mai fost și cu Ebola și cu americanii au fost vârful de lancia, o insulă lângă pe coasta de Atlanticului, unde au studiat. Da. Deci războiul biologic e cel mai simplu. Da? Da. De ce l-au mutat? Deci tu ai o problemă. Știi că China este inamicul tău economic și posibil... De ce te-a pus face asta în China? Și de ce să buți? Că am întrebat-o, am fost într-o emisiune și am întrebat-o pe doamnă care lucrează cu FBI. Și, doamnă, de ce să muti laboratorul în China, așa cum am mutat producția de mașini și acum mi-au furat ăia și avioane și tancuri și așa? De ce? De ce? Pentru că, ce ziceam, de capitalismul în goana lui după profit, își vinde și scaia de joc. Asta se întâmplă. Deci, și Fauci se pare, asta am aflat de la niște francezi, că Fauci a finanțat și după izbucnirea pandemiei, a trimis bani în 2020, la chestia asta. Trump a oprit finanțarea. Da, deci, că l-a prostit pe Gates, asta tot ce se poate. Da, Fauci finanțează un laborator din China. Exact pe cercetare... Fauci nu cred că are vreo relație cu vreo chinezoaică, după cum arată. Da, așa. Fauci nu cred. Asta are cu vreun chinez. Dar Gates, de asemenea, sponsorizează OMS. Care OMS ezită în a declara pandemie și spune inițial că nu e nicio problemă? Până s-a răspândit, lasă să se răspândească. Nu, au mai ieșit și cu prostia aia că niște ofițeri americani care s-au dus acolo, aia se vehicula la un moment dat. Și proști. Bă, dacă stau să mă uit bine asta... Dar nu e o colaborare, o chestie mixtă? Băi, chinezul american aici? Nu. Mădăline? Chinezii i-au lucrat pe ăștia de corupție. E strict o corupție a unor structuri? Nu, nici măcar corupție. Este goana după bani. Da.
E, bani. E o disperare. Și după bani. Chinezul nu e după bani, chinezul e după putere. Da, da? Corect. Și au folosit, păi, au folosit goana după profit, bă, da, a nenorociților ăsta. Vă place chinezul, că asta mi se nu, pare... Nu, asta vreau să spun, apropo de acuzele... Nu e Branca Dărgușanu. Acuzele care i s-au adus lui Bill Gates, că bine, este apropiat de Epstein. Bine, bombă, nu am, eu vorbesc că i s-au adus niște acuzații lui Gates, că era foarte apropiat de Epstein la un moment dat. Asta e problema. Legături, nu foarte apropiat, ci avut legături cu Epstein. Hai să ne amintim. Epstein care a fost condamnat pentru pedofilie. Știu. Și prințul Andrew. Și acolo e o semn de întrebare. Epstein a fost, cum a fost Berlusconi, cu Bunga Bunga. Da. Bine, dar ăla mergea cu fete, nu mergea cu băieți. Nu, dar și aici era, ăștia sunt acuzați că au folosit minore Epstein. Pe insula aia și au fost niște... Se practică. Da, mă, da? Dar nu cu minor, mă, asta spun. Că... Asta vreau să zic, chinezoaica pare așa un fel de mult mai tânără decât... Da, mă, una e să faci fichi-fichi cu o femeie de care trece de 18 ani și alta să abuzezi fete de 13-14 ani. Deci, asta mi se pare vreme, în ultima scabros. Vreme, pe acest gen de tentații sexuale, e tot mai evident că vor să modifice lista, vârsta de la care să se fie, să se numească pedofilie, da? Haide, mă, tot, da? Fata e la curent. Da? Și ce ar însemna asta? Adică vor să elimine incestul. Din, cum din... să elimine incestul? Da. Să nu mai incrimineze incestul. Deci vor ca pedofilia, relațiile astea cu copii... Sunt noile trenduri. Știi care sunt trendurile? Ce spuneam? Ce s-a observat în ultimii 40-50 de ani, pe măsură ce se concentrează bogăția în mâna unora, dacă ai nevoie de stimuli, da? Ce stimul? Te-ai culcat cu o femeie, te-ai culcat cu un bărbat, te-ai culcat cu o găină? Mă, Monica, eu înțeleg toate formele astea exhibiționiste, dar nu să, asta este o semicrimă, mă. Tu ca tată să-ți violezi fica? Uite-te, că știrile noastre sunt pline de unchiul cu nepoata. E o carte, eu vă recomand, ca să ne înțelegeți pe Bill Gates și pe asta. E o carte care a apărut la Editura 3. Nu știu, cred că tu nu poți să o citești. Se numesc Fanteziile erotice ale bărbaților. Editura 3. Am scris și eu o carte despre fanteziile erotice. Nu, 3.000 de americani, din toate clasele sociale, toate studiile, fanteziile lor sexuale. Așa. Bun, asta deci, nu e interzis. Pot să înțelegi care sunt vulnerabilitățile, că sunt niște tipologii. Iar fata asta, dacă e atât de deșteaptă, ar... L-a stimulat intelectual. Intelectual. L-a dominat. Ca Mrs. Simpson pe Edward, care a renunțat la tron pentru ea, da? Că Dinu Patriciu, nu? Cine l-a lăsat fără bani? Nu tot o chinezoaică? Da? Deci, e același model. Asiaticele au, pe lângă opiu, Asia pe lângă opiu, a mai prăjit mințile europenilor și cu acest tip de sexualitate. Deci eu am fost în Japonia. Se poate să ai dreptate, eu nu te contrazic. Ce ați văzut în Japonia? Deci am fost... De punctul ăsta de vedere, ca să înțelegi. După ce am fost în Rusia, am fost în 88. Am fost în prezent cu lucrarea mea de doctorat. Am lucrat la Lomonosov și până am lucrat la Tokyo. Deși sunt blondă și lumea zice că le știu pe toate. Le știu pe toate. Da, mă, era emisiune, ce să mai... acolo pe vremea aia Japonia nu avea decât un minister al apărării. Acum s-a modificat Constituția în timpul lui Abe și au voie să participe alături de americani să-i apere de chinezi. Și m-a dus prietenul meu, profesorul de matematică de la Ministerul Apărării, să dorm într-o chestie de asta unde veneau numai ofițeri și să văd și eu cum e cu gheișele. Mm. Bă, femeile alea, până și tatăl s-a uitat după ele. Deci femeile alea și bărbatul meu nu se prea uită după femeile. Ei, deci au ceva și este o armată. Deci China niciodată n-a declanșat războaie în ultimii 500 de ani, economic, cucerește și cu genul ăsta de... Da, lucrurile se leagă, adică din ce în ce mai interesante, faptul că în America, în acest moment, în Statele Unite, începe să se dezvolte acest scandal și dintr-o dată Facebook... De asta divorțează. Postările care merg pe de asta divorțează Bill Gates. Nenaturale a virusului. De asta. Hai să ne uităm de ce divorțează?
stați puțin. Da. Haideți să... Ce făceau miniștrii noștri și din PSD? Ai avut un coleg. Când se apropie tăvălugul, scandalul. Da? Scandalul. Ce face? Ce face? Divorțează. Divorțează? Își proteja niște interese. Își mute acțiunile. Da? Mai ții minte pe Brânzan? Ați avut ministru, da? Colegul meu de jucată în Isip la Timișoara. A divorțat ca să lase nevestii. Nu, în momentul în care a ieșit scandalul de divorț și a transferat toate acțiunile la... Și după divorț, pac, înapoi. Deci, se practică chestia asta. Deci și dacă pleca aia cu toate acțiunile... Nu, era un el. Deci, practic, este adevărat. În ultimul timp în America, foarte mulți militari. Și Ovidiu, nu o să zică, nu că... Poști ofițeri sau ofițeri ai serviciilor secrete încep să vorbească despre China într-o altă manieră și originea artificială a virusului într-o altă manieră decât s-a întâmplat până acum. În acest context... Și cer bani! A izbucnit masiv acest scandal Fauci și Gates. Gates, evident, că are informații de peste tot. Că cu bani, ce am eu, ce nu a apărut încă în presă, au început niște arestări în Statele Unite. Exact. Au început niște arestări. Asta vreau să spun, că sunt lucruri care n-apar în... Eu am prieteni mulți în Statele Unite. Au început să aresteze oameni din anturajul lui Fauci. Din perioada pandemică. Oameni... Dar ca să ce? Ca să înceapă să vorbească. Ca să înceapă să vorbească. Și am înțeles că... Și am înțeles că... Surse, da? Am înțeles că nu interoghează în Statele Unite. Deci nu știu dacă e adevărat. Arestează armata. Exact. Armata. Deci avem aceleași surse. Armata arestează peste noapte. Păi nu vreau să mă deranjez. Adică, nu vreau să mă deranjez. Nu, că și eu am aflat. Deci, când acum 4 nopți am primit un telefon pe WhatsApp și nu se poate. Că armata interoghează. Da, păi... Și în afara Statelor Unite. Înseamnă că e vorba de informații, de informații. E NSA-ul care face ordinea acum. Nu, urmează clar un război. E clar un război. Cu virusul vom intra într-o altă fază, cu toate că în Europa mie mi se pare că băieții ăștia... Facem pariu că anul ăsta, să zicem, sau la jumătatea anului viitor, se oprește cu coronavirus și vine alt virus. Păi a început deja. Cum îl cheamă? Au depistat în China o boală care a trecut de la un fel de virus de asta de... Boala lui Calache, cum e? Ceva cu găini, cu niște păsări. Au depistat... Tot pe gripa aviară. Tot pe gripa, da, dar e un alt, nu știu ce, da, o altă tulpină. Bun, hai să încheiem așa. O știre foarte tare și am încheiat. Chinezii aveau vaccinul pregătit înainte de declararea pandemiei. Înainte de declararea pandemiei. La 5 săptămâni după ce chinezii au anunțat că există un virus nou, coronavirus, care se transmite la om, niște oameni de știință chinezi, militari, au depus un brevet pentru un vaccin COVID-19. Ha! Foarte frumos! Practic. Păi dar n-ați văzut, toată lumea era cu morți, cu nu știu deci, ce, înainte, și te uitai la China, era pe Worldometer. Da. 15 morți. 15 morți. Înainte ca OMS să declare pandemia, chinezii aveau vaccinul. Păi normal. Dacă ei l-au toate aceste informații era normal să-l și aibă vaccinul. Păi dar nu, întotdeauna, ce mi-a povestit unul care lucrează în domeniu, când lucrezi la un virus, da? Întotdeauna în paralel, ai și antidot. Păi normal. Ceea ce, lumea și pământul. Se întâmplă surse de presă foarte sigure. Mulțumesc foarte mult pentru prezență în cadrul emisiunii. Aveam și o recapitulare pe vaccinare săptămâna asta, dar am abordat. Lasă-mă că cu vaccinarea, mi-e milă de Gheorghiță. Să știi că e un băiat bun. Da, dar face, din punctul meu de vedere... Ți-ți place de Gheorghiță? Din punctul meu de vedere, faptul că a acceptat să spună niște lucruri care nu sunt ok. Și eu am acceptat să vând rujuri în loc să fac cercetare, că... Și pe AstraZeneca, adică până la urmă să nu te poți juca cu viețile oamenilor. Doar pentru că ești băiat. Da, AstraZeneca a fost... Deci toată Marea Britanie Nu, mă refer la altceva. Cum e cu vaccinarea copiilor? Să spui că safe niște lucruri fără să ai niște studii serioase la îndemână și ți apare studiul Pfizer care îți dă peste cap totul sau să spui că vaccinarea e cel mai important act patriotic din ultima 100 de ani. What the fuck? Recuperarea Basarabiei. Este deștept. Lasă-mă cu Basarabia. Dar, de exemplu, n-ar fi un act patriotic sau tezaur sau să fim mai diplomați, mai pragmatici. Dacă mă face pe mine ambasador la Moscova, cine știe. Bun. Până la urmă e tânăr, e prea tânăr ca să înțelegă foarte multe nuanțe. Mulțumesc foarte mult pentru prezențele, mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit pe Facebook sau în fața micului ecran. Mulțumesc, Gentleman's Corner. Rămâneți cu Mugur Mihăescu și urmăriți Metropola TV. Mă mai chemați. Mulțumesc.
mai zbun de tot.